Caz șocant în Germania, polițiștii au împușcat un bărbat înarmat cu un cuțit după ce acesta a oprit mai multe mașini și a amenințat un șofer cu armă. Martorii au povestit că atacatorul striga Allahu Akbar. Bărbatul a oprit mai multe mașini în trafic și a amenințat un șofer cu cuțitul. Polițiștii au încercat să-l imobilizeze cu ajutorul unui spray cu piper, fără succes. În urma incidentului, agresorul a fost grav rănit. Medicii sosiți la fața locului i-au acordat primul ajutor, însă acesta a decedat la scurt timp. Un incident asemănător s-a întâmplat și în vestul Franței, unde un bărbat a înjunghiat o polițistă. Și în acest caz, autoritățile au reușit să-l imobilizeze pe bărbat, însă el a murit din cauza împușcăturilor.